Să deschidem Cartea Sfântă la Roman, capitolul 13, voi citi versetele 8 la 10. Roman 13, începem cu versetul 8. Să nu datorați nimănui nimic, decât să vă iubiți unii pe alții, căci cine iubește pe alții a împlinit legea. De fapt, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu poftești și orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragostea nu face rău aproapelui. Dragostea, deci, este împlinirea legii. Amin. Reașezați-vă, vă rog. Trebuie să fim recunoscători lui Dumnezeu și în dimineața aceasta pentru mai multe motive. Locuim pe un pământ pe care El l-a creat. Tot ceea ce vedem în jur și în primăvara aceasta a luat ființă la porunca Lui. Noi înșine purtăm chipul Lui prin creație. Așa cum a cântat corul, căsnicia este tot opera Lui Dumnezeu. Și lista ar putea să continue, pentru că toate văzutele și nevăzutele au proprietar pe Dumnezeu. Spune psalmistul și despre cealaltă viețuitoare, dacă el și-ar închide mâna, dacă ar închide robinetul și numai de la apă, toate ar muri. Dar pentru că avem de-a face cu Dumnezeu bun, noi suntem în viață și de aceea merită și chiar trebuie să-L slăvim. Amin. Amin. Astăzi ați cântat foarte mult despre iubire, tot ați spus. În final și cei doi vor spune ceva, tot de esența aceasta, vor fi interogați pe acest subiect. Dar mă gândeam, dragii mei, dacă toți care cântă și toți care spun reușesc să dovedească iubire în viață, să declari iubire în ziua anunții și apoi să plângi când moare primul, celălalt ce rămâne, dar între nuntă și înmormântare să nu fi fost iubire, înseamnă să fii ipocrit de două ori. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să învățăm să putem să iubim. Amin. Pentru că de la vorbă până la faptă e un drum. Ba mai mult, să știți că fiecare poate să iubească numai potrivit cu natura ce o are. Când am avut un studiu despre viața de familie, una din lecții în ciclul cateheză pentru căsătorie s-a intitulat Dragostea, o natură, o decizie, o relație. Dacă întâi nu-i natură, degeaba e decizie. E ca și cum ai promite, dar tu n-ai ce să oferi. Dragii mei, vă îndemn astăzi să vă cercetați. În primul rând, cei căsătoriți. Aveți deja ceva experiență la activ, nu? Ați probat dacă puteți sau nu, iubi. Cei doi pot fi și utopici astăzi, le dăm dreptul. De mâine să devină realiști. Dar și ceilalți necăsătoriți fiind, adesea cântă despre dragoste și mie mi se pare că e un fel de a spune să faci afaceri când tu n-ai fă la piață. Dar e ceva înnăscut în noi să dorim să iubim. Scriptura ne spune, vă citesc din Cartea Psalmilor, Psalmul 109, versetul 45, că poate să existe tragica situație în care unul să iubească și celălalt să-l urască. Asta e cea mai negativă stare. Pe când eu iubesc, ei sunt potrivnici. Versetul 5. Ei mi-i întorc rău pentru bine și ură pentru dragostea mea. Doamne, păzește-ne de așa ceva. Amin. Dar spuneți-mi, vă rog, în familiile în care se ajunge la divorț,
nu așa se întâmplă? Ți-a promis dragoste și îți oferă ură. Și scrie în Proverbe, capitolul 17, voi citesc versetul 13, celui ce întoarce rău pentru bine, nu-i va părăsi rău casa. De aceea, cei ce trădează o iubire și încearcă o alta, după ce au răspuns cu rău la bine, s-au blestemat, răul nu mai pleacă de la ei de acasă. Spune aici, de-a trăit. De aceea dorim și suntem pentru o singură declarație de iubire în viață. Am cunoscut, am un prieten originar din Sălaj, pe care l-a părăsit soția. Și de la 28 la 41 de ani, a fost singur. Și în intervalul ăsta, cineva i-a oferit o altă cunoștință. Omul credincios, realist, își dorea să fie și el familist din nou, dar a spus o vorbă pe care cred că nu o uit toată viața. Vorbă pe care, de fapt, el a spus-o acelei femei, pe care cineva i-a propus-o să fie drept a doua lui soție. Și a zis, soră, nu știu despre tine, mă lucruri bune, știți că, de regulă, așa se spune înainte. Și după moarte, iar. Zice, dar înțelege-mă ce-ți spun. Am spus un da unei femei. Am căutat în inima mea și altul nu mai am. Numai dacă fabric unul așa artificial, dar mă gândesc că ăsta nu-i sănătos. Și omul a rămas, nevasta lui s-a întors plângând, a stat câteva luni în gândire ca și la prima pețire, a acceptat-o și sunt de vreo 8 ani din nou împreună, o familie bună. Pentru că iubirea este în stare de lucru ce nimeni altă pe pământ nu poate să facă. E cea mai puternică forță. Cu ea Dumnezeu a cucerit, între altele și inimile noastre. A învins prin dragoste toată forța răului din univers. De aceea să rugăm pe Dumnezeu celor doi și o vom face în final să le dea această nemaipomenită putere care e de la Dumnezeu. Amin. Așa-i scris, dragostea vine de sus. Să sper că nu este nimeni într-o asemenea situație, dar ascultați-mă ce vă citesc o altă variantă care mi se pare mie că e mai des întâlnită. Luca, capitolul 6, sunt cuvintele Mântuitorului. Citesc de la versetul 32. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii iubesc pe cei ce iubesc pe ei. Adică sunt oameni, vorbim de familie, bărbați care spun, dacă ea știe să iubească, eu îmi plătesc datoriile. Și ea să spună, dacă e bărbat bun, eu ascult. La schimb, dar Doamne ferește unul să greșească, că celălalt a uitat de ce-o pomenit în ziua noastră. Că așa fac păcătoși. I-ai dat un sărut, îți dă un sărut. Îi dai o palmă și el îți arată că are pălmuțe. Iubire sau ură, după caz. Se poate însă și minunata variantă să oferi iubire chiar acolo unde este rău? Se poate? Da? Deci păcătoșii pot numai la schimb, dar este unul care ne-a învățat și a dovedit iubind pe păcătoși. Vă citesc din Romani, capitolul 5, spune Scriptura despre noi, versetul 6, căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiți, pentru că asta e forma supremă a dragostei, să-ți dai viață. Versetul 8, Dumnezeu își arată dragostea față de noi, că pe când eram noi încă păcătoși. Deci păcătoșii nu pot iubi numai la schimb. Dar există unul și există oameni care îi trăiesc modelul, care au putere de la Dumnezeu să iubească și pe un păcătos.
Doamne, ajută-ne! Vreau să iau câteva exemple din Scripturi pentru dumneavoastră, ca să vedeți, așa cum spunea și fratele Cristi, în ce condiții dragostea poate să rămână, să fie reală. Pentru că, așa cum aminteam de la început, sunt efectiv indignat uneori când am de-a face cu situații la mormântare, când știu că nu s-au înțeles și plâng, cel rămas plânge. Mă întreb eu, plânge, acum vrea să pocăiască sau plânge după la ce-a murit? Că trebuie să iau analize. Nu-i corect, până a trăit, n-ai știut să te porți frumos și după ce moare, vai că nu-l am. E ceva de genul, îți pune mâncarea pe masă, o arunci la coș și spui, ce mâncare bună. De ce n-ai mâncat-o dacă a fost bună? De ce n-ai știut să te raportezi? Să luăm un exemplu pentru cei necăsătoriți, pentru că în vremea noastră cuvântul dragoste este ceva întâlnit așa pe toate gardurile și pe toate șanțurile. Și unii chiar cred ce scrie pe garduri. 2 Samuel, capitolul 13. Este scris aici despre un tânăr și vă rog, rețineți, nu era oricine. Era prințul moștenitor al Israelului. 2 Samuel 13:1. După aceea, iată ce s-a întâmplat. Absalom, fiul lui David, avea o soră frumoasă numită Tamar și Amnon a iubit-o. Dar iubire din aceea puternică, era tot pe Facebook după ea. Amnon era atât de chinuit din această pricină încât a căzut bolnav. Nu mai era bun de școală, de muncă, nu mai avea cu cine să te înțelegi. Bolnav. Era fecioară și venea greiul lui Amnon să-i facă ceva. Că de nu era fecioară, cine știe, mai de mult pătimeau mai de ei. Dar s-a împrietenit, că în lista asta de prieteni am avut pe unul păcătos ca el, știți? Și ăsta îi spune, se poate, fixez o întâlnire virtuală, normal live. Și beata fată și statisticile ne spun că sunt mai multe fete nepricepute ca asta. A riscat să se întâlnească. Da. Și îmi vine în minte confesiunea unor fete care a spus, m-a dus cu mașina să vorbească ceva sau ne-am întâlnit undeva. Fete nepricepute. Merge Melușaua cu lupul la plimbare. Nu, că e polizat la dinți, că asta ala din povestea lui Creangă și vorbește cu stil. Dragii mei, ce-i culmea la omul ăsta? A iubit-o? Încât a spune, asta era un rezervor de iubire, să curgă toată viața cât Dunărea umple Marea Neagră. O singură dată s-a culcat cu ea. Rețineți. Și spune Scriptura, vă citesc aici versetul 15, apoi Amnon a urât-o foarte mult. Mai mult decât te iubise și a zis, scoală-te și du-te. Măi, fetelor, să știți că sunt băieți care nu doar că vă declară, paradovedi. A fost bolnav, nu? Numai de ea vorbea, nu se poate. Și când colo, ce a fost? Balon mare. Și s-a urcat, cum spunea o beată fată, băiatul ăsta, când mă ia în brațe, mă simt în al treilea cer. Zic, să vezi când o să pici de acolo. Praf te faci. Dragii mei, stimate surori, fetelor, nu credeți din astea. Nu credeți. Când un băiat care îți declară iubire și vrea să ajungă la trupul tău înainte de a fi cu acte în regulă, asta e iubire păcătoasă, îi zice poftă, necurată, îi spune, nu dragoste. Dragostea e cu totul altceva, dragostea care o
credem pentru viața de familie. Trecem mai departe cu eveniment. Să ajungem, ăștia nici nu au apucat la nuntă, să vă acum să vă arăt pe doi la nuntă. Cartea Judecătorii, capitolul 14, din nou, un băiat puternic, ăsta era puternic și la propriu, nu mă l-a figurat. Și vine într-o zi acasă că umbla și ăsta așa, mai haihui. Dar zicea că merge misiune, sărman. Că pe acolo are el teren. Versetul 2. Spune la tata și la mama, luați-mi acum de nevastă. Ce am mai putut să facă tata și mama? Te mai poți bate cu el? Că dar nu te întreabă de la primărie, tata și măta, de acord? Și s-a hotărât să facă nuntă. Dar de ce? Îmi place. Nu? A dat și asta un like. Nu? Și-a urmat nuntă. 7 zile ținea atunci. Ascultați cum a fost la nuntă. El, puțin mai distrat de felul lui, m-a lansat așa o vorbă, o ghicitoare. A pus un pariu, de altfel. Și scrie aici, de la versetul 16, nevasta lui Samson plângea lângă el și zicea, tu n-ai decât ură pentru mine, nu mă iubești. S-o fi întrebat el, dar tu acum cât plângi aici, mi-or că intr-una, tu iubești, drag plângi. Și zice el o vorbă, ce-mi cer tu n-am spus la tata și la mama, ei să spun ție, vedeți că în iubire sunt în stare băieții sau fete să-și lase pe tata și pe mama plângând și n-are bai de plânsul lor. Dacă îmi plânge ea, îl topește. A ei sunt lacrimi din alea. Dragii mei, am auzit și asemenea situații. La nuntă a spus. Avea pe altul pe care își pusese ochii și numai că ăla n-a vrut să o ia. Și-o zis, dacă la nuntă îmi zicea să fug cu el, fugeam. Dar sunt, repet, din nou tineri și uneori chiar și părinți care sunt naivi. M-am întâlnit o situație în care căsnicia n-a supraviețuit decât vreun an. Tragedie. Și l-am întrebat pe el, dar cum ai reușit performanța asta să duci un demon din ăsta acasă? Cum l-ai prins? Ce-a fost frumos. Și zic, dar cum s-a dus după tine dacă tot nu stați împreună? M-a căutat la buzunar, la cont. Iubire de păcătoși. Interese. Nu așa a pățit Samson și cu Dalila? Ți tu nu mă iubești! De-aia să uita la bănuți. Știți cât o câștigat, nu? Spune aici în capitolul 16. Zis, dacă afle asta de la el, fiecare îți dăm 1100 de sicli de argint. 5 domnitori a filisteanului, 5500 de euro. Se scrie în proverbe că pentru o bucată de pâine omul se dă de la păcat, dar pentru banii ăștia. Credeți? Iubiri declarate, nunți. Era iubire acolo. Bietul mire, plecat acasă la tată, fără ea. O să da nora unde? O rămas la mama sa. Dar de ce? Ne-a încertat. O să nu anunți. De ce iubirea asta? Nu știu nici până seara am întrebat eu pe o beată femeie pe care bărbatul o părăsise, dar cât a fost bine la început, spune-mi. Zic, o lună, două, un an, zice, nu, că în seara anunții. Și-o dovedit gelozia și m-a pus să dau filmarea înapoi, el spunea că eu m-am uitat la un băiat. Și eu încercam să-i spun, nu vezi mă, că nu m-am uitat la el, că m-am uitat la anvon, m-am uitat. Din ziua anunții se moară iubirea. M-am spus, la unul a murit după prima intimitate. La ăștia a murit în toiul serbării. Ce dracu.
șchioapă, handicapat. Vă arăt alte situații. Hai să vă arăt o situație în care au rezistat până la urmă și ai fi zis că ei s-au iubit. Dar Doamne ferește să fie avut o astfel de femeie. Îi blăstăm să fie avut o astfel de femeie. Vreau să ne oprim puțin, facem o vizită la casa lui Ahab. Ați auzit de el, da? Și de doamna lui, cine nu știe? Din nefericire, mai avem și noi pe cimene rămase. Cartea 1 Împărați, capitolul 16, pentru că ce vreau să vă dovedesc, dragii mei, și acum vă rog să fiți atenți. Ne-am spus ceva la tineri, dar acum cu noastră, cu familiștii, am treabă. Păcătoșii nu pot să iubească. Adevărata iubire, adevăratele familii se nasc atunci când moare păcatul. Păcatul și dragostea nu se suportă. Așa am citit din Roman 13. De fapt, scria în versetul 9, să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi. Se cuprind numai acestea și orice altă poruncă într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău. Și cine, sora Lige, cine e mai aproape de tine? Păi, facem poză dacă nu vrei să spui care e mai aproape de tine. Să-ți aduci aminte toată viața, cine a stat mai aproape de tine în ziua când ai declarat iubire. Și pentru fratele Lucian de asemenea. Este scris aici că prințul moștenitor, fiul lui Omri, Ahab, și-a dus o soție, scrie în 1 Împărați, capitolul 16, pe fata lui Etbal, împăratul Sidoniților, cum se întâmplă și acum, așa, o nuntă de sânge regal. Și observăm că această familie a stat împreună până la moartea bărbatului, l-a murit primul. Și ai zice că era o familie care se iubea. Dar vă rog să observați că se iubeau exact după modelul Domnului. Adică după modelul spus de Domnul, nu recomandat. 1 Împărați 12 cu 1. Ahab s-a întors acasă. Comunicare perfectă. Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie. Bărbat care dă raportul până la ultimul amănunt, ultimul bănuț. Dar și doamna avea grijă de el. Venea acasă, nu... Dacă venea un vecin să întrebe, acasă bărbatul? Zice, nu știu. Asta când venea acasă, mergea direct la ea, să-i povestească, ea a observat, dacă nu cumva e necăjit, dacă e foame. Hai zice că e iubire, nu? 1 Împărați, capitolul 21, vă citesc de la versetul 4. Ahab a vrut să cumpere un teren, să facă o grădină de zarzavat, era muncitor, ca oamenii de la Halmeu. Și scrie în versetul 4 că proprietarul n-a vrut să-i o vândă. Și Ahab a intrat în casă trist și mânios din pricina cuvintelor pe care le spusese Nabot din Israel. Și s-a culcat pe pat, s-a întors fața și n-a mâncat nimic. Și vine doamna, pentru ce ți se tristă inima și nu mănânci, nu? Parcă ți-ai dori o astfel de femeie, așa? Și te întrebi, uite, și supărat, dragă, ce-i cu tine, nu-i în regulă ceva? Și nu numai că s-a interesat, a fost în stare pentru bărbat să facă orice. Rezolve cu... Era puternică și în administrație. Vorbit cu autoritățile provinciale, rezolvat, a găsit martor, mincinor, tot. Și apoi spune, aha, eu să nu te văd supărat, omule. Ești bărbatul meu. Iubire. Ai fi zis că în casă cu Izabela ai de a trăi. Dar să te fi ferească, să te ferească Dumnezeu să fii trăit în vremea aceea. Știți câți oameni au omorât femeia aceea? Sute de oameni al lui Dumnezeu. Nabot și copiii lui nevinovat pentru că nu i-o dat la bărbat sau cum o vrut să cumpere o bucată de pământ, l-a omorât. Ce diavol de femeie! Și ai fi zis că știe să iubească. Dar să-mi spuneți mie dacă Ahab nu s-ar fi purtat frumos și dacă Ahab rămânea cum
au avut respect la un moment dat față de Elie ce pățea cu ea. Când o zis ea, scrie în capitolul 19, să mă pedepsească zeii cu toată asprimea, dacă mâine nu-l rezolv. Betohab, cred că aveam puții drepți. Dragă, cum zici? Că dacă el ar fi încercat să miște în front, păi ce-o păți ceilalți? Nu-l ierta nici pe el. Da, el a făcut o regină, cu cosmeticile, cu hainele, tot ce-a vrut, i-a dat la îndemână, ea ștampila foile cu numele lui și sunt astfel de femei, dacă faci toate mofturile, dacă asculți, am întâlnit eu astfel de femeie care a zis, auzi, nu mă ascultă. Și sunt bărbați care par disciplinați când vor să asculte și... Dragii mei, vă mai spun încă un lucru bun despre Ahab și Izabela. Spune Cartea Sfântă în a doua Cronici, capitolul 18, versetul 1. Iosafat a avut bogății și slavă din belșug și s-a încuscrit cu Ahab. După câțiva ani s-a pogorât Ahab în Samaria, Ahab a tăiat pentru el și pentru poporul care era cu el un mare număr de oi, boi și l-a rugat să suie la Ramot din Galat. Auzi că s-a înțeles bine și cu Cuscri. Dar știți ce s-a înțeles bine cu Cuscri? Că jinerile au trecut în religia socrei, că de nu învăța rău. Ăștia spăcătoșii care aparent știu să iubească. Dacă zici ca ei, jinerile i-au fost băiatul lui Ahab, lui Iosafat, om evlavios. O crescut băiatul ăla într-o țară unde se respectau legile, unde era învățătură sfântă și când s-a însurat sărbanul, schimba totul. Cum să nu iubească Izabela pe Ahab, că atunci când a venit noră în țară, i-a fixat religia. Nu poți zici bărbatul, băi, dar până acum noi ne-am închinat la vițelul ăsta. Gata, am eu sculele mele. Bal, Astartea și Ahab, măi, asculta bărbatul, percuta jinerile. Pare nevastă bună în forma asta, nu? Nu mă ascultați ce-o pățit bietul bărbatul ei. Că el își iubea nevasta și v-am spus, i-a făcut totul pe plac. Dar cum v-am amintit să te fi ferit Dumnezeu să fi trăit atunci. Scrie aici, în capitolul 21, după ce a ucis prin mâna ei pe Nabot și pe fiii lor, s-a dus să-și ia în primire terenul. 21 cu 20. Ahab a zis lui Ilie, m-ai găsit vrăjmașule? De ce Ilie era vrăjmașul lui? Dar așa interpreta. Și Ilie a spus, te-am găsit pentru că te-ai vândut să faci ce este rău înaintea Domnului. Da. Este o altă vorbă aici, scrie la un moment dat în 18 cu 17, abia a zărit Ahab pe Elie și a zis, tu ești acela care norocești pe Israel. Și Elie cu toată demnitatea și autoritatea a spus, nu eu norocesc pe Israel și tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baal. Deci într-o asemenea familie, de cum v-ai spus adevărul? Te-a taxat. De zici ca ei, îți dau să mănânci, îi spun și la pachet. Dar de le-ai spus, auzi, dar-i drept ce faci? E bine cum te-ai purtat cu cumnată ta, cu noră ta, ce ai făcut față de vecin? Ce-i treaba ta? Gat! Nu mai vorbesc cu tine. Asta e iubire? Nu. Asta e iubire, dar nu recomandată de Biblie. Iubire pe care o practică păcătoși. Dacă tu îmi dai, mă chem la tine la masă, vin și eu la tine la masă, distracție. Dar, dragii mei, în familia asta Dumnezeu avea ceva de spus? Da, au avut în final ceva de spus, o sentință grea. Ascultați pentru bărbatul ăsta nervos. Un bărbat nervos să le țină toate fetele. Un bărbat nervos nu te căsătorii. Ăsta e firesc, e păcătos.
Asta ca să fie bine cu el, trebuie să-i faci toate mofturile. Și de asemenea spun la tineri, dacă aveți de-a face cu vreo femeie, așa ca Izabela, ascultați-o, ascultați și vă citesc despre ea, sărmana era de acum babă. M-a trăit o vreme, murise, era văduvă. Și scrie în 2 Regi 9 cu 30 și-a uns prâncenele și-a împodobit ca o să uita pe fereastră. Dacă era atunci Facebook, sigur avea N poze pe acolo. Așa babă cum era. Cum a zis unul, din spate liceu, din față muzeu. Ați priceput, nu? Dragii mei, cu astfel de persoane în casă, finalul unei astfel de familii, care aparent se iubesc, pentru că vor spune unii, uite, eu sunt necredincios, eu nu mă duc la biserică, noi nu avem principii, ne permitem una altă, facem ce vrem și noi ne iubim și ne înțelegem. Chiar dacă ar fi așa, o am din jurul vostru care nu știu cum să vă împlinească mofturile, o duc rău și ascultați finalul dumneavoastră acum, Doamne ferește să fie cineva aici. Scrie în Împărați, capitolul 21, că i s-a rostit sentința. Citesc de la versetul 24, cine va muri în cetate din casa lui Ahab va fi mâncat de câini, iar cine va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului. Și în ogorul acela a curs sângele lui Ahab. Și despre Izabela au mâncat-o câini și nimeni care nu i-a făcut nimeni slujbă de mormântare. Ce tragedie! Când doi își declară iubire în ziua nunții, dar ei n-au iubire din Dumnezeu și nu știu să iubească cu adevărat, finalul lor, când spun ei până la moarte, ce moarte tragică, ce moarte nefericită. Sunt și alte exemple în Biblie, nu chiar atât de vinovate ca acesta. Vă amintesc întreagăt fără să mai citesc, că vreau să punctăm ceva concluzii. Isaac și Rebecca, care aveți aici cei mai mulți ani de căsnicie, el s-a însurat la 40 și a trăit până la 180 ani și ani. Ba, i-am apreciat pe un bătrân care am auzit în Austria, au zis, ce frate, eu n-am fost obișnuit ca acum, când ieși din casă iubi, când intri casă iubi, dar știu să mă port frumos și să-mi fac treaba. Dar peste ani, scrie Biblia că el a orbit, dar nu asta a fost problema, a început să iubească mai mult pe un băiat. Ea. Măcar că la început scrie Genesa 24 cu 7 că s-au iubit, 26 scrie că i-au văzut și vecinii, o scrie frate și soră, da frate și soră, e bărbat și nevastă, cum adică frate și soră când i-au văzut, știu eu, îmbrățișați. Dar peste ani, nu mai discutau împreună, ceea ce mie îmi spune că iubirea a scăzut și au fost probleme. S-au remediat în parte. Vă doresc până la adânci bătrânețe, ba chiar trecând anii, să vă ajute Dumnezeu să vă maturizați în dragoste. Pentru că asta va da fericire casei, în relațiile interne și în relațiile externe. Vreau să vă dau ca exemplu pozitiv pe Ionatan. Pentru că scrie în a doua carte a lui Samuel, capitolul 1, că la moartea lui a zis David, 1 cu 26, mă doare după tine, frate Ionatane, dragostea ta pentru mine era minunată, era mai presus de dragostea femeiască. Asta vreau să scot în evidență. Că dacă e numai dragoste din astea față de un partener de sex opus, dacă e numai dragoste că tu te porți frumos și eu știu să-ți mulțumesc, mi-ai făcut mâncare bună, să rămână pentru masă, dacă n-ai făcut să vezi și dau pumnul masă de... Asta n-are nimic a face cu ceea ce ne dorim noi. David era un cioban, un partizan peste ani. Ionatan era prințul moștenitor la tron.
Dar a auzit el că Dumnezeu vrea să-i dea tronul la David. Și l-a iubit, scrie în 1 Samuel 18. Și i-a dat tot ce avea. Hainele, arcul, cingătoare, tot ce a avut la el. Și mai târziu scrie, i-a spus lui David, auzi, vreau să-ți dau și tronul. Frate Lucian, vrei să dai și tu tot ce ai și tronul la sora Ligia? Sora Ligia, de acord și tu îți dai tot ce ai. Scrie în Biblie, în 1 Samuel 10, că Ionatan a fost printre soldații a căror inimă mișcase Dumnezeu. Și n-a reușit tata lui Ionatan, care l-a rupt pe genere său de moarte, să introducă nicio doză de ură în copilul lui, deși i-a spus, măi, nu mai țineau cu ăsta. Îmi pare rău să spun că nevasta lui David, care îl iubea, Mical, scrie în Biblie, 1 Samuel 18, cu vremea n-a putut dovedi iubire, că atunci când a venit toată bărbatul de la adunare, da, s-a manifestat așa mai carismatic în ziua aceea și el. O ieși pe geam, ce, așa te porți? De asta e vorba din dragoste. Mai surorilor, eu când aud ce frumos știu să cânte surorile, ce voce au, mă gândesc cu măi, oare sunt stare și să strige femeile astea? Sunt stare și se certe? Știți ce femei se certe? Nu cele a căror bărbat greșește, alea care nu-s pocăite, alea se certe. Nu bărbatul de bai, pocăința nu e acasă. Da, da, asta e problema. Dragii mei, v-am recomandat astăzi, nu dragoste din asta, la schimb. La mâncare bună, vorbe frumoase. Nu, nu. Dragoste care știe, care nu poate să comporte altfel. Asta e adevărata dragoste. Pare că v-am amintit toată de bunicul meu, tata tatălui meu. Nu s-a certat niciodată cu bunica. Eu i-am prins numai să o pocăit, nu știu ce-a făcut înainte. Și Dumnezeu a uitat, n-am eu cum să mai țin mine. Cea mai grea vorbă la ele era următoare. No, pace bună. Nu-l mutai de aici nici dacă îi furai păpuci. Și îl lăsai desculț. De ce? Eu știu cum se ruga bunicul. Cum citea în Biblie, era proroc, îi dădea Dumnezeu vedenii. Da? Astea sunt adevăratele familii. Povestea cineva despre o femeie dusă cu soțul din țară, el mai venea în țară că avea afaceri, cum e acum am fost după Revoluție. Și pentru că s-au răcit în dragoste unul pentru celălalt și mai mult, primul motiv, pentru că n-au fost pocăiți cu adevărat, el a pocat cu o fată, ea nu mai vrut să-l ierte, și s-a recăsătorit, a avut copii cu asta a doua, s-a întors și cealaltă la Timișoara, el stătea cu asta a doua la țară, copiii se meargă la școală, la oraș, și ce să vedeți, unii se ducă la asta, la prima. Și mărturisea asta prima peste ani. N-am știut să-mi iubesc bărbatul și m-a smerit Dumnezeu să îngrijesc eu copiii care au făcut cu altă. Cum a supocăit și acum? Am învățat lecția dragostei, dar a fost mare prețul. Asta e problema. Vă citesc în final din 1 Ioan. Sunt câteva versete aici. 1 Ioan, capitolul 4, știu 7. Căci dragostea este de la Dumnezeu și nu mai citesc, că dumneavoastră știți, 1 Corinteni 13, dragostea nu se mânie, nu pismuiește, nu caută folosul său, nu se bucură de lejuire, de adevăr, suferă totul, crede tot. Dar scrie acolo, dacă și numai dacă, cum spun teoreme la matematică, nu? Numai dacă și numai dacă soția face, atunci și el nu se mânie, nu se ceartă, nu scrie așa. Scrie că dragostea oferă, că nu poate fi altfel. Repet, 1 Ioan 4 cu 7, dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește
și aș completa fără să greșesc în orice circunstanțe, oricine iubește cu adevărat, care nu se ceartă, nu se mâni, își permite să se uite după o altă femeie, nu că a lui îi acră, din principiu spiritual, nu își permite una ca asta. Nu că nu înșală pe nevastă că poate află ea și apoi ea e mai bună economist și îl înșală cu mai mulți bani și depune undeva în niște conturi, câștigă mai mult. Nu. Nu-și permit el ca principiu să o înșele cu un leu. Așa iubirea este mai întâi o natură, apoi o decizie pe care o luați astăzi și apoi va fi o relație pe care se bucură partenerul de viață. Versetul spune în continuare. Deci cine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Și acum ascultați versetul 8, este partea cealaltă. Cine nu iubește, nu că nu-i bun bărbatul și nevastă, nu de asta nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Deci nu relația ta cu soțul te face să nu iubești, relația ta cu Dumnezeu te frustrează pe tine și n-ai iubire. Că dacă relația ta cu Dumnezeu ar fi bună, s-a întâmplat undeva într-o familie, soțul se pocăise, nevasta necredincioasă și îi făcea multe, între care și bătaie mai administra uneori. Și el s-a rugat, eu nu vă spun întâmplări așa din ziare, de pe teren. 7 zile o postit, Doamne, ori o schimbi, ori o duci. Mai pot să te și bate nevasta ca bărbat, te simți. Nu s-a întâmplat nimic. O lua 14 zile de post și au ajuns în spital bolnavă pe moarte. Și s-a trezit bărbatul. Și eu spus și ea, băi, zice, nu m-am portat frumos cu tine, dar totuși am fost nevastă, de trădanul te-am trădat, mâncare am făcut, gospodina am fost, cu tine m-am portat urât, eu n-am știut să te iubesc. El s-a dus acasă și a zis, băi, dar eu din dragoste ori am postit să mă ușureze Dumnezeu de ea. Și acum au luat 21 de zile de post să o vindeci Dumnezeu. E adevărat ce vă spun. Și Dumnezeu a făcut o minune și a vindecat-o. Și a zis el, acum mă simt că o iubesc. Asta e dragoste. Este în stare să moară și nici măcar nu se laudă, să spune, bă, știți ce, a murit. Nu. Nici n-ar vrea să se afle că de cumva din cauza lui a murit. Că așa ne iubi pe noi Dumnezeu. Eram păcătoși și a zis, trebuie să fac ceva pentru ăștia. Mă apuc să iubesc. Și ne-a iubit mult. Și a murit pentru noi și încă mai greșim și tot ne iubește. Și ce-i culmea? Când o să ne ducă în împărăția sa, să ne dea glorie de Fiul de Dumnezeu, s-o hotărât, nici să nu ne amintească. Auzi, nici să nu ne amintească. Și știți pe cine duce Dumnezeu acolo? Numai pe cei care sunt în stare să iubească și să ierte, perfect și fără să-și mai amintească. Spuneam că dragostea e cea mai puternică forță. Dar în bătălie când iubești, aparent zici că pierzi, că ești nătâng, că ești moale, că te lași, că te calcă în picioare. Da, dar în urmă, stai rețeta lui Dumnezeu în a iubi. A urâ când ești iubit e demonic. A iubi numai când ești iubit e omenesc. Dar a iubi în orice circunstanțe e dumnezeiești. Pentru că în fond, dragii mei, știți ce se prefigurează și ce urmează?
să fie o nuntă a Fiului lui Dumnezeu. Și viața de familie nu e decât o probă ca să vadă Dumnezeu dacă l-am înțeles și dacă dorim să iubim. Și dacă n-ai fost iubit aici și te-ai jertfit și te-ai sacrificat, taci din gură, că de acum nu mai urmează să ți se răsplătească iubirea. Așteaptă că vine binecuvântata nuntă. Soră Ligia, îți mai doresc să fii odată în alb, cu crin cerești în brațe. Frate Lucian, îți doresc să fii un ales al cerului. Învățați să iubiți, că în cer se dă testare la intrare în cer, la această disciplină obligatorie. Și poate vor spune unii, dar frate, dar și ce întrebări grele mi-au venit mie la examen? Poate că sunt foarte grele, dar tu știi ce notă vei lua după aia? Tu știi unde vei fi admis? Să ne dea Dumnezeu harul, să învățăm să iubim. Amin. Amin.